O adevărată tragedie a avut loc în comuna Costuleni din județul Iași, pe cursul vechi al râului Jijia. Doi bărbați în vârstă de aproximativ 50 de ani au fost scoși dintr-un canal într-o stare deosebit de gravă. Echipajele de urgență au intervenit prompt pentru a încerca să le salveze viața, însă din păcate unul dintre ei a decedat. Potrivit informațiilor primite, o persoană a sunat la numărul de urgență 112 după ce a observat scena înspăimântătoare de pe malul râului Jijia în localitatea Costuleni. Cei doi bărbați aflați în apă au fost găsiți în stop cardiorespirator. Un elicopter de terapie intensivă SMURD Iași a fost trimis imediat la locul incidentului, iar echipajul a început manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor disperate, unul dintre bărbați nu a putut fi salvat și s-a declarat decesul. Cel de-al doilea bărbat a dat semne de răspuns la manevrele de resuscitare și a fost transportat la unitatea de primiri urgențe a spitalului SMURD Iași. Medicii luptă acum să îl țină în viață, însă starea sa este gravă și se fac investigații pentru a evalua complicațiile posibile, inclusiv cele pulmonare, cardiace și cerebrale. Potrivit declarațiilor profesorului dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU SMURD Iași, unul dintre bărbați a intrat inițial în apă pentru o baie și, într-un gest eroic, celălalt a încercat să-l salveze când a văzut că acesta se află în dificultate. La ora 11:35 de minute, dispeceratul integrat ISUS MURSAJ Iași a fost anunțat prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 că două persoane s-au înnecat într-un canal pe cursul vechi al râului Jijia din zona localității Costuleni. De urgență, la locul solicitării au fost direcționate echipajul de salvare aeriană, un echipaj medical de la Serviciul de Ambulanță Județean Iași, un echipaj de intervenție cu barcă, cât și echipa de scafandri. Echipajul de intervenție sosit la locul solicitării au scos persoanele din apă, nefiind necesară intervenția scafandrilor. Imediat s-a trecut la resuscitarea acestora. Din nefericire, una dintre victime a fost declarată decedată în jurul orei 13, iar la cea de-a doua victimă s-au continuat manevrele de resuscitare. Ulterior, victima a fost resuscitată și transportată de urgență la spital de către echipajul de salvare aeriană. Cazul a rămas în atenția autorităților pentru cercetări. Operațiunea de scoatere din apă a fost realizată cu ajutorul scafandrilor, care au acționat rapid pentru a-i readuce pe mal și a începe manevrele de resuscitare. Întreaga comunitate este șocată de acest tragic incident și speră în continuare că bărbatul resuscitat va putea învinge această luptă pentru viață.